Bună seara! Astăzi o să vorbim despre un subiect care ne preocupă pe toți, indiferent de rasă, naționalitate, sex, apartenență politică. Un subiect care, vrem, nu vrei, ne influențează toată viața, încă de la naștere, sau încă înainte de naștere, și până după moarte, până la judecată. Și astăzi o să vorbim despre Easy Stay Quiet. Easy, care ne îndrumă în viața noastră. Și vă spuneam că ne influențează viața încă dinainte de naștere. Pot să vă spun că îngerii sunt cei care ne pregătesc nouă venirea pe Pământ, în funcție de, mă rog, meritele noastre din altă viață. Și atunci, până și coborarea unui om sau venirea unui om pe Pământ este influențată și ghidată de către îngeri. Bun. Evident că nu suntem familiarizați la începutul noastre cu faptul că există îngeri. Și motivul pentru care nu suntem mai familiarizați cu faptul că există, este pentru că așa a îngăduit Dumnezeu. Adică, imaginați-vă că alta ar fi atitudinea noastră dacă am ști că tot timpul există cineva lângă noi. Și că nu există niciun moment în care să fim singuri. Nu există singurătate absolută. Nu există singurătate. Niciodată nu suntem singuri. Lângă noi sau pretutindeni e Dumnezeu și lângă noi sunt și îngerii noștri, mă rog, și îngerii căzuți. Deci, îngerii vrem, nu vrem, ne influențează viața de zi cu zi. Ce vreau să spun eu la început, înainte să încep cu întrebările care, mă rog, le-am pregătit pentru astăzi, este că natura acestor ghizi, acestor îngeri păzitori, variază. Și variază de la spirite destrupate, adică spiritele oamenilor care au murit și care rămân ca și îngeri păzitori ai familiei, unui individ, până la momentul în care își pășesc o vreo vină sau până la momentul în care își recâștigă aripi sau trec peste la un plan superior, și până la îngerii mari, oaripi, arhangheli sau, mă rog, alte tipuri de îngeri, asta în funcție de meritele personale a unui respectiv din altă viață sau în funcție de misiunea lui personală în viața actuală. Ce se întâmplă? S-au încercat tot felul de metode de relaționare cu îngerii. Și mi se pare că ți se pare de firesc să faci treaba asta, pentru că până la urmă îngerul tău păzitor încearcă să-ți comunice ce e mai bine de făcut într-o anumită situație. Și ce e mai bine pentru tine. Numai că noi câteodată suntem opaci și ori la ceea ce ne spun ei. În ceea ce privește îngerii. Îngerii nu aparțin unei nații, nu aparțin unei religii. Îngeri găsim și în Vechiul Testament, deci aveau evrei și apar îngerii din ceruri mari care vestesc sosirea Fiului Dumnezeu. Avem îngerii pe vremea lui Solomon, când cere Solomon de la Dumnezeu înțelepciune și atunci trimite Dumnezeu îngerii din fața tronului, îngerii înțelepciunii. Îngerii de pe vremea lui Moise, deci heruvimii. Deci îngerii sunt prezenți în viața noastră încă din cele mai vechi timp. Relaționarea cu îngerii, în schimb, este mai greu. Și asta pentru că nu suntem obișnuiți. Și dacă sunt copii care la un moment dat au acest acces la îngeri, le este îngrădit tocmai de părinții și, mă rog, învățătorii lor sau educatoarele lor, care nevăzând lumea nevăzută, o
neagă și îi fac inclusiv pe copii să o uite. Din păcate, pentru noi, asta este starea de fapt. Faptul că noi nu mai știm nici ce sunt, nici cine sunt, nici unde sunt îngerii. Nu mai știm nici să accesăm planurile superioare prin intermediul îngerilor. Nu mai știm nici că ei ar putea să ne ajute în evoluția noastră personală. Și ca să dau un exemplu despre ce se poate face cu îngeri, o să mă refer la Mântuitorul. Și anume, este pilda sutașului. Sutașul care se duce, era un sutaș roman, adică un mai mare peste 100 de oameni, care se duce la Mântuitorul și îi spune preabitelul, vindecă sluga mea, o slugă credincioasă, care e bolnavă, care crede în tine, dar e bolnavă. Și te rog frumos să-l vindești pentru că el e bun și mi-e de folos. Și atunci Mântuitorul îi spune, hai să mergem la tine acasă. Și spune, Doamne, nu se cade să intri tu în casa mea, că eu sunt păcătos, sunt păgân. Tu zi doar. Și se va vindeca. Pentru că și eu sunt mai mare la 100 de oameni, dacă îi spun unia, fă. Și atunci acesta face. Și atunci Mântuitorul a zis, mai ai credința ta, du-te, sluga ta va fi vindecată. Apropo de faptul că se pot face vindecări prin îngeri și prin îngeri și vindecările la distanță, lucru care, mă rog, se învață, putem să înțelegem că prin intermediul îngerilor se pot face foarte multe lucruri. Bune, evident. Vorbeam despre nații. Preoții ortodoxi au acces la îngeri. Sunt maestrii, maestrechii au acces la îngeri. Sunt masonerii care au acces la îngeri. Sunt, eu știu, ordinul cavalerilor de Malta care au acces la îngeri. Sunt radiesteziști care au acces la îngeri. Sunt foarte multe, eu știu, științe spirituale, nu le spun culte, nu le spun religii, care accesează lumea nevăzută a îngerilor. Evident, noi, ca și ortodoxi, suntem învățați că doar ortodoxia are acces la îngeri. Asta este greșit. Îngeri au și catolici, la Arhanghelul Mihail au acces și franciscanii. Am văzut rugăciuni catolice care invocă pe Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Mihail bine, deci. Am văzut pe Arhanghelul Gabriel invocat în anumite situații și el vine, evident, apare și vine și în rugăciunile ortodoxe. Ceea ce vreau să fac cu această emisiune este tocmai să familiarizez cu existența îngerilor, existența ghizilor. De ce? Pentru că atunci ne va fi mult mai ușor să ne coordonăm viața. Și pe a noastră, și pe copiilor noștri. Și să-i ajutăm pe cei dragi nouă, mă rog, oamenii din jur și, eventual, pacienți, clienți, cum vreți să-l spunem. În orice caz, cunoașterea lumii spirituale a aplicat în toate domeniile. De la, eu știu, științele exacte, la industrie, la ce vreți. Tocmai de asta, cred că viitorul, știința viitorului va aparține celor care știu să gestioneze lumea spirituală. Citeam o carte a unui prieten al lui Einstein care spunea despre Einstein că puțin lume, deci toată lumea știe, eu știu, rezultatele muncii lui Einstein. Dar puțin lume știe că Einstein, când avea o problemă, ținea zile de post negru când afla răspunsul. Și că, mă rog, postul este o formă de creștere a vibrației și inevitabil de accesare a planurilor superioare unde sunt îngerii. Revenind la oameni. Cum se pot obține îngeri? Îngerii se pot obține prin botez. Evident, asta este calea ortodoxă. Evident, cei care intră în călugărie obțin îngeri prin taina călugăriei. Preoții primesc îngeri prin chirotonisire. Episcopi, evident. Oamenii au o problemă. Oamenii simt că au o problemă la
primi îngeri în Ortodoxie, pentru că, în general, tainele ortodoxe au mai mult, nu știu, ajută mai mult clerul decât oamenii simpli. Da, există niște metode, chiar și în Ortodoxie, prin care oamenii simpli pot să obțină îngeri. Și astea sunt botezul. Deci, simplu de a participa la un botez, îți aduce îngeri. Nunțile. Simplu fapt de a fi martor la o nuntă aduce îngeri. De ce? Pentru că în momentul în care se deschid cerurile și la botez și la nuntă și se coboară Duhul Sfânt, automat coboară și îngeri. Și îngerii ăștia coboară pe toți cei care sunt în locul respectiv, în momentul slujbei. Și în multe alte momente coboară îngerii. Evident că e foarte important câtă grijă ai de ei și în ce măsură îi ajută să aibă putere să facă misiunea pe care este dată de Dumnezeu. Dar, automat, încerc să spun că și prin tainele ortodoxe se pot obține îngeri. Evident că eu pot să spun că mie nu mi-a plăcut faptul că ești dependent de un sistem și de niște oameni care, la urmă, oamenii pot greși. Și atunci, pe mine m-a interesat mai mult un sistem care să-ți aducă ghizi în alt fel. În Reiki să obțin și aici ghizi. Eu prima oară când am văzut terapeuți în Statele Unite făcând vindecări și am văzut că prin ei se manifestă îngeri, am rămas un pic blocat pentru că, mă rog, eram obișnuit cu Ortodoxia, cu mănăstirea și mi se părea că Ortodoxia e totul. Ei, mi-a trecut. După aia am văzut îngeri covorând la optimizarea din anestezie. Și atunci covoară îngeri. Da. Și sunt multe alte sisteme care dau acces la ghizi, astfel încât un om să aibă un acces mai mare la lumină. Că am auzit o grămadă de discuții printre care că omul nu poate să aibă mai mulți îngeri. Fals. Un om poate să aibă foarte mulți îngeri. Problema cu îngerii de la un om e foarte simplă. Asta este omul. Și lângă el e îngerul lui păzitor. Da? Face manipulare. Da. Numai că acest înger poate să fie format un înger mare din N factoria îngeri mici. Din mai mulți îngeri mici. Da? Deci faptul că tu vezi un înger la nivel dimensiunii om, nu înseamnă că în astral se vede la fel. În astral, la nivel, mă rog, când o să ajungeți voi să vedeți la nivel de centri energetici, să vedeți la nivel de astral, un înger din ăsta se vede ca o mulțime de oameni, mă rog, de oameni, de îngeri, de lumină, ca o armată de lumină, în funcție de dimensiunea îngerului respectiv. Deci dacă ăsta, să zicem, e un înger care are 3 legiuni de îngeri mici, aici se văd 3 legiuni de îngeri mici. Și care un om care vede firesc un ortodox, la nivelul lui, îl vede un înger mai mare. Pentru că toți îngerii și toți demonii sunt formați din entități mai mici. Deci cu cât e un înger mai mare, cu atât în spate are spate mai multe legiuni de îngeri mici. Tu poți să vezi într-un om să ai impresia că este un înger cât omul ăsta și în spate, de fapt, să fie miliarde de îngeri. Asta dă lumina interioară a unui om. Lumina interioară a unui om, a îngerului, să zicem, este dată în spate, poate că de miliarde de îngeri mici. De ce este atât de important numărul de îngeri? Pentru că numărul de îngeri dau puterea unui om. Numărul de îngeri dau capacitatea lui de a face bine. Numărul de îngeri dau posibilitatea lui de a determina anumite lucruri în planul ăsta sau în plan spiritual. Pot să spun că niciodată nu m-a surprins. Adică niciodată nu
n-am încetat să fiu surprins, pentru că tot timpul ai impresia că ajungi la o limită a cunoașterii și limita asta, când ajungi acolo, se mută mult mai departe. Și asta se întâmplă și în cazul îngerilor. Fiecare are acces atâta cât este îngăduit Dumnezeu și fiecare o să înțeleagă atâta cât e îngăduit Dumnezeu. Evident că aplicațiile folosite în general sunt foarte mari. De ce? Păi, foarte simplu. Vorbesc de terapie, vorbesc de protecție, vorbesc de protecția copiilor, vorbesc de orice. Chiar și în dragoste. Se pot folosi îngerii. Da? Deci, cu cât ți-ai mai mulți îngeri, cu atât viața ta se schimbă. Evident că se și complică. Pentru că cu cât ai mai mulți îngeri, cu atât la un moment dat o să întâlnești demon de dimensiune asemănătoare. Deci, noi nu mai e drăguț. Evident că... Și de asta e bine ca această creștere spirituală să fie făcută în timp. Pentru că știu că o să surprindă, dar e bine să știe. Doamne, se fac inițieri de 5 miliarde de îngeri cu bani grei. N-am nimic împotrivă. Am văzut oameni care acum n-aveau nimic și mi-au venit să mă arate cât de bun să fie că a luat 5 miliarde de îngeri de la nu știu cine. N-am nimic împotrivă. Dar dacă ai 5 miliarde de îngeri, fii pregătit să întâlnești 5 miliarde de demoni. Extremele se atrag. Și dacă tu mă știi să, bă, băia, să treci peste unul, cum o să treci peste 5 miliarde? Dar, mă rog, sună frumos asta, că bine, nu știu cine, îți dă inițiere pe nu știu ce, mai vin din Rusia, mai vin și îți dau, și îți dau lumină și vine unul care nu are prea multă minte și îți ia tu cei 5 miliarde de îngeri și te lasă fără. De ce? Pentru că așa vrea el. Da? Asta este cu îngerii. Aici vorbim deja de lucruri foarte mari. Noi, la începuturile noastre, trebuie să învățăm cum îi folosim ghizii noștri și ce putem face ca ei să aibă putere. Nu? Asta e cel mai simplu. Câți am? Deci, prima oară, câți îngeri am? Da? În Reiki se dau 4 la prima inițiere, 2 la a doua și încă 2 la a treia. Deci, să zicem că un maestru Reiki are în jur de 12 îngeri. Foarte puțin în lumea asta. Foarte mult raportat la un om. Da? Gândiți-vă că un călător are 7. Da? Un maestru Reiki are 12. Un preot are 1500. E o mică mare deosebire. Un episcop are 150.000. Și evident, pe măsură ce sunt crescuți și mai ajung și arhierei și mai știu eu ce, trec la milioane sau mai știu eu ce. Care oricum nu se are mic în lumea asta. Adică milioane de îngeri la un om e un fel de vax albina față de unii indivizi. Dar oricum, problema este că la un moment dat, dacă ai 12, te consider foarte mare că îi vezi pe aia care au 1, dacă ai 1500, se consider foarte mare că îi vezi pe aia care au 1, și când ai 150.000, ai impresia că trebuie să spun pe unii picioare. Că de-aia se ajung la anomaliile astea. Da? Exemplu, apropo de îngeri. Grădina Ghețimani, vin Romani. Și... Petru ia sabia unui soldat roman și taie urechea unui dintre ei. Și Mântuitorul îi lipește. Și îi spune, voi nu ați înțeles că aș putea să cer de la tatăl meu, nu știu cât a zis, 12 legiuni de îngeri? Să mă protejez. Deci avea acolo, în dotare. Dar n-avea nevoie. Deci el avea nevoie să împlinească un plan divin. Da? Deci problema nu se pune, ci de planul divin. De multe ori, chestia asta cu lumina ajunge un fel de orgoliu. Da? Cu cât ai mai mult, cu atât ești mai mare. Da, mă rog, până ajungeți voi să aveți orgolii, că aveți mulți îngeri, măcar să-i aveți. Da? Deci câți îngeri am? Bun. Am atâția îngeri. Păi evident că dacă am și eu 10 îngeri și am 2 copii, pot să dau câte unul la fiecare copil. Da? Îi mai are nevastă mea examen sau iubita sau are probă de nu știu ce. Îi mai dau și ei 2
Și mai dau și ei. Și atunci, automat, sunt ajutați. Da? Evident că aici intervine următoarea problemă. N-ai voie să-i trimiți fără acordul persoanei respective, pentru că se socotește nu atac psihic, e mult spus, dar se socotește manipulare. Adică nu trimite îngeri dacă nu-ți cer. Că eu îi consider că fac ce vor ei. Dar atunci avem dreptul la autodeterminare și avem dreptul chiar să facem rău. Cu un singur amendament. Dacă sunt copiii mei și au până în 18 ani, atunci pot să le trimit îngeri să aibă grijă de ei. Da? Dacă este iubita nevasta mea, pot să-i trimit dacă vrea. Dacă vrea. Dacă nu vrea, la revedere. N-am cum și n-am voie. Da? O ce mulți să-i trimit unul să îi spună, băi, ai grijă sau. Vezi că nu e bine. Ok? Dacă am pacienți. Da? Trimit unul. Dar aveți grijă să-i trimiteți pe durată de timp. De ce? Pentru că oamenii uită. Și mie mi s-a întâmplat să uit unde i-am trimis. Și la un moment dat să mă zic de unde. Din aia 12 pe care i-am toți. Și unul era cu treaba acolo, unul era cu treaba și eu sufletul. Nu aveam nimic cu mine. Și atunci, din când în când, dau adunare. Înapoi, toată lumea. Și atunci, trebuie să țineți minte unde i-ați trimis sau să le spuneți, dom'le, te duci, ai rezolvat treaba, ai ajutat omul respectiv, te întorci. Da? Evident, ca terapeut, eu nu am când să stau după toți pacienții mei și după toți gărgăunilor din cap. Că n-am când. Și atunci, trimit cât un ghid ca să-i ajute, să-i îndrume. Și ăștia, de obicei, te duc la biserică, la moaște, la sfinți, la cursuri. Trimit să evoluezi din plin de vedere. La psihoterapie, mă rog, cine are. La psihiatrie, dacă au probleme de biblică și nu știu, au rezolvat. Deci, trebuie să învățați să folosiți acest lucru. Evident că au aplicații în orice. Că poți să aibă aplicații în sport, poți să aibă aplicații în poliție, nu? Poți să aibă aplicații la granice, poți să aibă aplicații în medicină, evident. Că un ghid ăsta știe dacă să se intervină sau nu, să se opereze sau nu. Și când să se opereze. Nu e ora aia. Că e o oră. Unde e, când e bine să te operezi. Când e optim să te operezi. Și ăștia îngerii știe. Și atunci trebuie să învățăm să ne folosim ghizii. Da? Poate pot să fie folosiți în orice. La drum. Păi Uriel n-a fost cel care a protejat-o pe Maica Domnului cu pruncul prin Egipt. Și atunci când pleca la drum, chemați-l Domnul pe Uriel. Uriel, Uriel, Uriel. Nu trebuie să spun cine știe ce rugăciune. Ajută-mă și pe mine. Și aprind o lumânare. Sau fac ceva. O rugăciune pentru el. Sau dau de pomană. Sau ce fac ceva pentru Uriel în mod special. Pe Mihai nu pot să-l ajut pentru protecție, pentru ajutor. Pe Gabriel nu pot să mă folosesc să mă rog și să-l chem. E vorba de pacienți care au nevoie de terapie, care au nevoie de, care, mă rog, la femei care nu rămân însărcinate. La, la, la. Deci prin Gabriel. Și alți îngeri, că sunt nenumărați cu nenumărate nume. Deci noi știm la Mihai și Gabriel. Să fim serioși. Deci nu stă cel mai Mihai și Gabriel. E Metatron. E Uriel. E Samuel. Sunt Zarahiel. Sunt o grămadă de îngeri. Fiecare cu atribuțiile lor. Pentru că sunt atribuții în toate domeniile. Deci în orice domeniu. Există îngerii florilor, există îngerii animalelor, există îngerii pădurii, există îngerii, sunt specializați pe diferite activități, pe diferite. Sunt îngerii planetelor, sunt îngerii sistemelor solare. Deci sunt îngeri pe toate nivelurile spirituale. Cum mai pot fi folosiți ghirii? Păi, prin ei putem să primim acces la voința divină. Prin intermediul lor. Până avem noi acces la Dumnezeu Tatăl. Că toată lumea sare direct acum la Dumnezeu Tatăl. Dom'le, e ca și cum soldatul ar vrea să-l vadă pe împărat. Dom'le, împăratul îți deschide el ușa când vrea el, nu când te duci tu. Că el a închis ușa. Noi nu putem să intrăm mental la Dumnezeu, pentru că ne-a închis El ușa.
Nu putem să deschidem cu capul. Nu. Și atunci toată lumea vrea să aibă acces la Dumnezeu dată. Dom'le, o să avem acces când ne deschidem poarta. Asta trebuie să înțelegem. Și El o deschide când vrea El. Și când consideră că mai dăm. La Hristos putem avea acces oricând. Pentru că El a, asta e misiunea Lui și asta. El stă la ușa noastră. Da? Și bate. Dar la Dumnezeu Tatăl mai va. Trebuie să faci ceva bun pentru omenirea asta ca să-ți deschidă Dumnezeu ușa. Da? Bun. Nu știu dacă mai am ceva de spus, să vă spun pe parcurs. Zi-mi niște întrebări. să știți că există o legătură între vârsta astrală mare și ghizii pe care îi primesc. Corect. Dar are, este legată și de DH, deci de lumina interioară. Evident că un om cu vârsta astrală mare și cu suflet mare va primi alt tip de înger decât unul cu vârsta astrală mare și suflet mic. Și atunci Îngerul Păzitor este în strânsă legătură cu și cu vârsta astrală, dar și cu lumina interioară. Evident că vârsta lor astrală poate să și-o irosească aiurea și după aia să nu mai înțeleagă de ce și-o fură. Și și-o fură pentru că și-au irosit din energia aia care au avut-o la venire, da, din, se numește, din aurul spiritual, da? Și după aia și-o fură și nu știu de ce. Dar e clar că cei care vin, și asta se recunoaște, un înger, deci un om cu un înger mare, va avea o lumină interioară mare și va avea o altă lumină, care va atrage. El va fi legat, va avea probleme de magie, va fi invidiat pentru frumusețe, pentru bogăție. Ei vor apărea bube pe piele, coșuri în nas, bube în fund, pentru că e frumos și nu știe să se protejeze. Și neștiind să se protejeze, nu ascultă nici de alții care sunt înaintea lui pe această planetă, pentru că oricum ei e deștepți că vin de sus. Și au vârsta asta mare. Și judecă pe aia care sunt de mult aici, pentru că oricum știu mai multe. Știu mai multe că ei sunt intuitivi și au fie direct cu șeful. Da. Tot la mine ajung. Deci șofură, vine, îi repar, iar dau capul de pereți, iar se întorc. Până când înțeleg că pe planeta asta, planeta asta e ca o jungă. Și, doamne, ca să treci pe planeta asta, trebuie să vezi de la unul care e maestru pregătit în jungla asta. Eu sunt unul din ăștia. Da? Cât trăiesc, înseamnă că sunt bun. Când nu mai trăiesc, înseamnă că e altul mai bun ca mine. Deocamdată, trăiesc. Ok. Bun. Și atunci, doamne, când mai aveți idei de-astea mărețe și mesaje de sus, intru și mă consultați și pe mine. Da? Bun. Revenim. Deci, asta este problema cu cei care au îngeri mari. Au o lumină interioară mai mare și automat se deschid. Și atunci, și mai fără. Absolut, da. Deci vreau să spun că asta este țel. Să ajungem să-L avem ca maestru interior pe Iisus, ca ghid spiritual. De ce? Pentru că oricum este arhistat ego acestei lumi. Deci El dă misiune personală, El. Și atunci, automat știe mai bine ce este pentru mine decât ar ști doar un înger. Deci, în evoluția noastră spirituală, o să începem prin a avea acces la Îngerul Păzitor, la, mă rog, următorul grad și în cele din urmă la Mântuitor. Evident, poți să ai acces la Mântuitorul și din prima. Dar asta nu se facă niciodată din tine un terapeut sau un luptător bun. De ce? Păi, vă dau un exemplu. Dacă tu nu poți să folosești 10 ghizi, crezi că o să poți să folosești 5 miliarde? Dacă tu ești șef de birou și ai 10 oameni sub pornire și tu nu poți să-i spui lui ăla, bă, tu ocupă-te de, eu știu, de aprovizionare, tu ocupă-te de contabilitate, tu ocupă-te de vânzări, tu crezi că o să poți să folosești 5 miliarde de oameni? Așa e și cu îngerul. Deci înainte să fii general de armată, trebuie să fii soldat. Și după aia fruntaș. Și după aia plotoner. Și după aia, mă rog, sergent. Și după aia plotoner. De ce? Pentru că altfel n-ai cum să înveți să folosești ghizii. Așa că începeți cu bazele. Folosesc 1, 2, 3, 10 îngeri. Că după aia toate sunt permutări. Corect.
Dar ca să ajung la dimensiunea să folosesc armată, trebuie mai întâi să învăț să folosesc câte un înger. Da? Mai departe. Nu. Ghizii au ținut cu inițiere. Prin botez nu poți pierde. Deci ei se îndepărtează de tine, dar ei rămân de tine. Se îndepărtează, dar rămân conectați la tine. Problema este alta. Ghizii ăștia vin cu o misiune personală. Deci ei, ca să evolueze, trebuie ca tu să faci ceea ce ai de făcut. Deci dacă eu am ghizi de terapie, nu pot să nu fac terapie, pentru că de astea sunt ghizii mei. Dacă eu am ghizi de luptă, nu pot să-i țin acolo, că fac burtă, încerc, sunt grași. Și atunci ăștia trebuie să lupte. Și ăștia o să lupte, că au, li se oferă ocazia pe planeta asta să lupte. Dacă ei sunt, eu știu, îngeri ai iubirii, păi nu se ducă îngerii iubirii la un călugăr de mănăstire. Ăla trebuie să se manifeste în cuplu, în iubire. Da? Dacă este un înger al, eu știu ce, al înțelepciunii, dar tu stai pe wow biz, evident că nu o să mai stea cu tine pe Cancan TV și pe eu știu ce. Că n-are ce să înțeleagă și să se învețe de acolo. Și atunci ei pleacă. Se duc la alții. De asta se spune cui are se mai dă, cui n-are se ia și ce are. Pentru că evident că dacă eu nu folosesc îngerii ăștia în ceea ce iau ei ca misiune personală, îi opresc din evoluția lor. Nu e numai evoluția mea. Faptul că deja nu mai vrea să fac el terapie, că s-a săturat. Da, dar în momentul respectiv îi opresc pe aia care ar trebui să facă terapie. Și atunci ei se duc în alte părți. Dacă am care sunt, există un înger, ai oratorii. Toată lumea crede că trebuie să te naști. Fals, nu te naști orator. Orator devii. Orator te face Dumnezeu. Eu nu m-am născut. Nu puteam să spun o poezie, că țin minte că în liceu a venit un reporter și trebuia să recit o poezie, nu se îngărcea. Păi, de cap, mă zice, dacă nu ești o farsă. Nu era o stare să recit o poezie. Orator te face Dumnezeu. Dacă în planul lui, asta este bun pentru tine. Așa cum Moise l-a lăsat bâlbâit, pe unul facem orator. Orator. De ce? Că așa e bine. Din perspectiva omului respectiv. Dacă ai o întrebare? A, dacă îi pierzi. Da. Poți să-i pierzi în sensul că se duc să lucreze prin alții. Da. E adevărat. Și atât e a ungerilor. Are a ungerilor păzitori, a ungerul de la botez, dar ăla se îndepărtează. Și momentul, știți cum, care este caracteristica unui ateu părăsit de îngerul păzitor? Un cuvânt. Alzheimer. Alzheimerul e o boală specifică ateilor. La care a plecat îngerul păzitor și atunci tot etajul triunghiului superior și cercări superioare să duc, triunghiul este dat de îngerul păzitor. Și atunci omul se ridică și atunci când se ridică, dar el nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Și atunci când a plecat îngerul păzitor, pentru că nu s-a unit conștiința cu sinele, se produce distruție, mă rog, se distruge creierul. Și apare Alzheimer. Alzheimerul, toți sunt atei. Dar știu că mi-a zis unii, domnule, dar nu că era bisericoasă, că zicea la biserică. Domnule, o ducea îngerul păzitor când s-a săturat. Că asta sunt babele aia care se dură la biserică și eu am ce treabă cu biserica. Le-a dus îngerul păzitor doar înțeleg ceva. De nu am înțeles nimic. Și atunci îngerul păzitor pleacă și le lasă în prostia lor. Și atunci, normal că se produce degenerarea creierului și fac alții. Mai rău. Da. Da. Adică, ei trebuie să ne ajute să ne facem misiunea personală, corect. Dar problema e că există un baraj între lumea spirituală și lumea asta. Și atunci, și noi trebuie să învățăm. Ei, de fapt, trebuie să ajungem la o colucrare și ei trebuie să învețe să ne spună nouă cum să facem. Dar și noi trebuie să învățăm ce să cerem de la ei. Adică, toată lumea, la un moment dat m-a întrebat, mi-a zis și la dumneavoastră, zice, eu am întâlnit îngeri care sunt cam proști. Dumnezeu, nu sunt proști, să mă iert de Dumnezeu. Dar imaginați-vă că sunt îngeri de diverse dimensiuni, de diverse tipuri, de diverse... Toată... O secundă. Deci va trebui să vorbim un pic despre îngeri. Că i-am întrebat o dată pe maestrii mei cum văd ei îngerii.
Și unul mi-a zis, ca o piluță de lumină, că mi-a venit să pic pe spate. Deci, îngerii, imaginați-vă o universitate la care ai copii de la grădiniță și până la profesor, doctor, docenți, honoriți, cauza ce vreți voi. Așa sunt și îngerii, pe toate treptele spirituale și pe toate treptele de înțelepciune și pe toate treptele de curaj, pe toate treptele de putere. Deci de asta se spune mai slab de înger. Da? Sunt încercarea să mai sărăcuți cu Duhul. Corect. De asta există în radiestezie modalități de schimbare a îngerului păzitor. Corect. De asta eu, apropo de terapie, Dumnezeu, dacă nu știu să fac, ceva, îi fac omului o inițiere. De ce? Pentru că vin 8 îngeri și îl duc, Doamne, undeva la cineva care știe să-i facă. Poate eu nu știu. Da? Că nu știu. Mi-am zis că nu știu pe Doamne. Mă, nu le știu pe Doamne. Și atunci îi fac o inițiere. Asta este metoda mea de smerire. Că eu nu știu. Și atunci știu că îngerii știu mai bine pentru omul respectiv ce să-i facă decât mine. Și atunci vezi că se barcă, s-a dus, aud, bă, am fost la părintele Sfântul Iboca. Știi, am fost la nu știu ce preot care mi-a citit dezlegări. Știu că am fost nu știu unde. Și am fost la crucea care crește. Mă rog, sau am fost la cursul de Qigong și unde am făcut nu știu ce. Și atunci, automat, oamenii sunt îndreptați către locul unde își găsesc ei vindecare. Vindecarea poate să nu fie la mine sau la ăla sau la... Habar n-am unde e vindecarea unui om. Eu nu pot. Mă duc la un pacient și fac ce știu eu. Eu mai mult de atât nu știu. Pot să stau 10 ore lângă el. Tot atât pot să fac. Și atunci, de asta apar diferențe. Că de-aia sunt îngerii înțelepciuni. Păi, arhanghelii, da? Toată lumea se așteaptă ca arhanghelii să fie cine știe ce. Măi, arhanghelii. Le dădeam un exemplu. Când au venit romanii, da? Martirii din... de la Istria, sau unde au fost ei. Da? Vin romani. Și printre ei erau creștini, da? Și vine să află că sunt creștini. Și ăștia spun. Bă, toți care sunteți creștini, un pas în față. Ăștia fac un pas în față. Lepădați-vă de Hristos sau moriți. Și ăștia mor. Păi ce devin? Că doar nu devin Sfinți Martiri. Că ei ce știu să facă? Știu să dea cu sabia, dacă toată viața au căsăpit. Chiar dacă prin martiraj li se iartă păcatele, li se șterg toate păcatele, ei nu știu altceva decât să dea cu sabie. Ei nu știu să coase gobleni. Sau să picteze. Nu? Ok? Și atunci ei ce devin? A, arhanghel. Păi scuzați-mă, cam ce minte poate să aibă un soldat roman? E vreun înțelept? Bătrân, cu părvară. Nu, Doamne ferește, nu desconsideră arhanghelii. Îmi sunt dragi ăștia. Deci, nu știți ce teste am făcut cu arhanghelii. Deci, arhanghelii, principiul garda mare și nu se predă, este extraordinar. Deci, li se potrivește pe deplin. Deci, un arhanghel, când îl trimiți, el știe că o fură, că e legat, că e bătut, că îl ard demonii, că cine știe ce fac, îl leagă vrăjitorii. Și el se duce dacă îi comandă. Aia înseamnă ascultarea de condiționare. Și mie îmi sunt dragi arhanghelii. Și încerc să-i cresc și încerc să-i duc. Să nu crezi că școala se termină pe, în Românica, la Argeșan. Nu. Nici în Biserica Ortodoxă, nici în Biserica Catolică, nici la... Nu. Școala spirituală continuă și dincolo. Și sunt spirite care vor să învețe. Inclusiv arhanghelii. Care vor să evolueze. Și cresc. Și evident că învață. Și ăștia sunt dragi. Și învăț cu dragă inimă. Și învață să dea cu două să vină mai mult. Deci, tu, în momentul în care ai îngerii tăi pozitori, poți să-i folosești cum vrei. Adică, poți să, dar unul, trebuie ca îngerii ăștia să aibă putere. Și asta vreau să pun pe tablă ca să rămână. Cum se dă putere îngerilor pozitori? Unul, cel mai important, post negru. Dacă nu e post negru, sfătuiesc postul Maicii Domnului. Adică fie post negru până la ora 14, fie ajunare.
N-are importanță că mănânci, adică că bei sucuri, că bei cafea, că nici măcar dacă fumezi, n-are importanță. Da? Poznei. Cel mai important. Doi. Rugăciune. Prin rugăciune se dă putere Îngerului. Rugăciunea de după miezul nopții este rugăciunea de aur. Și prin asta se dă putere Îngerului. Nu o dai tu. Rugăciunea ta ajunge la Dumnezeu și atunci Dumnezeu pentru rugăciunea ta dă putere Îngerului. Da? 3. Astea sunt prin ortodoxie. Pomeni. Când ai de pomană, automat e bună de aur. Astea sunt prin ortodoxie. După aia, prin Reiki. Trimi lumină. Lumină Îngerilor. Tac, tac, trimit lumină Îngerilor mei. Timp de. Se măsoară chiar. De ce? Pentru că e foarte important ca săbile arhanghelilor mei să fie încărcate. Cu o sabie care nu e încărcată, o sabie încărcată are lumină albă, o sabie descărcată scade verde, roșu, nu mai are nicio putere, nu lovește niciun demon și o fură arhanghelii de calabalul. Părintele Argat, povestea drăguță de el, că la un moment dat, el citea moliftele. Și moliftele, toată lumea crede că problema e a citi moliftele. Nu trebuie să citească moliftele. Problema e ce se întâmplă după. Da? Și atunci, ce se întâmplă după este cu arhanghelii. Mă rog, dacă știi și cel care face să iasă din corp și să căsătească, e partea a doua. Dar arhanghelii sunt cei care intervin în exorcizări după ce se citesc moliftele. Și ăștia, dacă nu au putere, și-o fură. Și povestea Părintele Argatu că au venit arhanghelii la el și zice, ce? Câtă bătaie mâncăm noi din cauza ta? Că n-avem putere. De ce? Pentru că el citea moliftele, dar nu putea să țină post negru în fiecare zi. Și atunci a început să citească psaltirea doar ca să capete puterea arhanghelii, să aibă, să poată să lupte cu neamul. Și atunci, deci trimit lumină, da, din Reiki, este o formă. Cam asta. Bun, terapia. Automat. Când faci terapie și ajungi pe alții, cursuri. Deci toate lucrurile bune pe care le faci, propovăduire, cititul Evanghelilor, toate astea care se fac în lumină, automat încarcă Îngeri. Da? Mai departe. Corect. Dintr-o anumită perspectivă, este corect. În momentul în care faci o inițiere, ghizii aia sunt... Nu la început. La început nu sunt subordinat, dar la început asculți tu de ei. Dar există, într-adevăr, un nivel spiritual, dincolo de care ei se subordonează, dar se subordonează ei. De ce se subordonează ei? Știți ce se întâmplă? Ghizii au o mare... un mare bun simț. Și ei știu foarte clar cum ești. Deci, tu nu poți să miți niște îngeri. Și atunci, eu am văzut o față de genul ăsta când niște îngeri au plecat de la un episcop ca să slujească un om. Pentru că și răspunsul lor i-a zis, răspunsul lor a fost, el este mai bun decât tine. Nu știu la ce se referă. Deci, doar am transportul, deci nu pot să zic. Dar au zis episcopul respectiv, ne ducem la el pentru că el este mai bun decât tine. Și s-au dus. Și asta este valabil, indiferent că e vorba de herubim, că e serafim, că sunt arhanghelii de... Și până și aici sunt o grămadă de grade în sus. Da. Mai departe. Absolut da. Deci există un moment în evoluția noastră spirituală când înveți, 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 înveți și la un moment dat ești lăsat singur. Ca să fii lăsat singur, ți se ia și sufletul și îngerii. Și atunci stai tu acolo cu conul tău în întuneric și te gândești și vezi cum e bine, cum e rău. Atunci este de fapt momentul în care îți dai seama care sunt sentimentele tale adevărate, care sunt trăirile tale, ce-ți dorești tu cu adevărat în viața asta, ce-ți place, ce crezi despre Dumnezeu, lume, viață, etc. Ca să fiu comparat,
cum mă preg permanent conectat la ghizii mei, trebuie să fiu tot timpul în lumină. Tot timpul pozitiv. Să gândesc pozitiv. Da? Gândirea pozitivă automat conectează la ghizii mei. În momentul în care gândești negativ, automat te rup de înger. Asta e clar. Mai departe. Bun. Ce mai putem să spunem despre îngeri? Nu sunt de acord nici cu cei care fac foarte multe inițieri în adupada. Pentru că nu apuci să folosești 10 îngeri, că deja ai 20. Nu apuci să folosești 20 de îngeri, că deja ai 250. Nu ajungi să folosești 250 de îngeri, că de fapt deja ai 1500. Și atunci, chiar dacă în anumite momente, eu știu, consider că sunt bune să faci anumite inițieri, sunt de acord, inițierile te cresc. Dar trebuie să înveți să folosești și ghizii ăștia. Și trebuie să înveți să-i folosești corect. Să le dai putere, să te rogi, să postești, să aprinzi o lumânare. Astea ajută. În momentul în care, știu, dai ulei de candelă pentru un sfânt, automat primești din lumina aia. Și nu primești tu, cât primești pe cei tăi păzitori. Când dai liturghii, na. Liturghie. Scuze, eram cu... Este una dintre cele mai importante. Faptul că ești dat la liturghie, Dumnezeu îți trimite o lumină pe care o primesc în cei tăi păzitori. Faptul că ești dat la mai multe liturghie, automat îți aduc o lumină care este dată în cei tăi păzitori, care capătă putere să te ajute. Rugăciunea altora pentru... Rugăciunea e foarte importantă. Unul dintre cele mai bune lucruri. Cred că o să fac o emisiune despre gogoșile creștinismului. Dar, înainte să încep cu gogoșile creștinismului, o să vorbesc despre lucrurile lui bune. Una dintre cele mai bune lucruri ale Ortodoxiei este rugăciunea unora pentru alții. Adică, în Ortodoxie, ăștia sunt mai mulți oameni. Faptul că eu mă rog și pentru ăsta, 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 și ăsta se roagă și pentru ăsta, și pentru ăsta, și pentru ăsta, și pentru ăsta. Ăsta se roagă și pentru ăsta, și pentru ăsta, și pentru ăsta, și pentru ăsta, și pentru ăsta. Și ăsta se roagă și pentru ăsta, și pentru ăsta, și pentru ăsta, și pentru ăsta. Și tot așa produce un efect care face ca creștinii să fie foarte puternici. Tocmai faptul că se roagă unii pentru alții. Eu încurajez treaba asta. Dar cu limite. Nu mă apuc acum să mă rog, că sunt oameni care au încurcat-o și au început să aibă probleme, au început să roade pentru omenire, pentru aia, pentru aia. Dar atunci apare ispita răului. Da? E bine să te rogi pentru ceilalți. Corect. Dar cu niște limite. Da? Așa cum e bine să trimiți lumină. Domnule, dar trimit lumină, eu știu unde era aia Reiki. Dar trimit și eu 50 minute, nu o oră, două ore pe zi. E adevărat că îngerilor păzitori poți să le trimiți oricât. Pentru că ei pot să o primească. Deci asta este una dintre puterile Ortodoxiei. Faptul că se roagă unul pentru alții. Bine, unii profită de treaba asta. Da. De exemplu, tu, mă rog, mai intri din cauza faptului că nu sunt într-un totul de acord cu, și nici alții nu sunt de acord cu mine, să zicem că șofură, deci, ți-o trage un călugăr, da? Ortodox. Că ei au impresia că ei sunt și sunt deținătorii adorului. Ei, bun, el ți-o trage. Tu când îi tragi, tu ești singur. Dar tu când îi tragi, el automat i-a ajutat și de rest. Deci el e mai protejat decât tine. Dar tocmai în asta constă puterea creștinismului și puterea ortodoxiei. Mai ales a mănăstirilor de obște. Adică mănăstirile unde se mănâncă în comun, se trăiește în comun. Nu alea de sine, unde fiecare e cu treaba lui. Da? Deci, repet, liturghia, postul negru, rugăciunea, pomenirea, lumina, cursurile, propovăduirea, cititul Evangheliilor, eu știu tot ce înseamnă lumină, muzica, există melodii care conectează la celul mai și automat dau energie îngerilor. Da. Deci există, trebuie să. Bun. În speranța că v-am fost de folos, până la urmă, mai întrebați și voi, maestrii voștri, mentorii voștri, cum puteți să folosiți ghizii.
Și ce trebuie să stau vorbă? Să te-am de vorbă cu o chinezoică, o doctoriță și la un moment dat să te-am de vorbă de cum văd ei îngerii, știi? Și îmi spunea, zice, da, zice, eu văd așa cum vin doi chinezi mici la ei, îngerii sunt chinezi. Nu sunt, cum sunt sfinții noștri, cu bară. Sunt little Chinese guy. Așa. Ea este creștină, știi, dar asta e drăguț. Cum vin îngerii chinezi. De parcă n-ar putea să fii și îngeri negri, și îngeri arabi, și să fim serioși. De asta am și zis. Deci, doamna a fost foarte... bun, m-a educat. Deci, când am cerut să văd și eu cum e un arhanghel, mi-a trimis un turc. Un arhanghel turc. Pe care îl chema Iusuf. Și Iusuf avea lumină. Și când am făcut prima prostioară așa mai hadâncă, s-a văzut, din cât era cât camera, dar s-a văzut atâtica. De asta ziceam, un arhanghel poate să fie atâta și dacă ia Dumnezeu puterea că ai făcut o prostie, ce acolo să faci cât o musculiță. Asta e deosebirea între preoți. Între preoții buni și preoții mai puțin buni. Preoții mai puțin buni au 1500 de îngeri, dar sunt atâtica. Și preoții buni au 1500 de îngeri și sunt, când întind aripile așa, sunt din părete în părete. Și au și șase. Tuf, tuf. Și șase ochi, ca să fie. Și armuri, și coif, și de toate. Ca să fie tot așa frumos și adânc. Bine, mi-am avut plăcere, sper să fie de folos. Doamne ajută!